22 ianuarie, 7 februarie, apoi 10 februarie sunt datele la care a fost programată întâlnirea Maiei Morgenstern cu iubitorii de teatru din orașul nostru. După amânări succesive, se pare că vineri 10 februarie făgărășenii se vor putea bucura de harul marii actrițe. Vineri, Casa Municipală de Cultură va fi gazda unui spectacol fascinant. Actrița Maia Morgenstern va juca în piesa de teatru O femeie singură. Este pentru prima dată când artista se întâlnește cu publicul făgărășan. Este un spectacol în care Maia face tot. Ideea este că o femeie singură, cum se numește spectacolul, trece prin multe, multe, multe amintiri. Și tot ce își amintește are impact asupra ei. Costul unui bilet la acest spectacol este de 40 de lei, iar pentru pensionari și elevi 30 de lei. Spectacolul va avea loc la ora 19 la Casa de Cultură.